conform legii 360 din 2023, se schimbă calcularea pensiilor pe care până acum pensionarii primeau în România. Bun, sunt foarte multe dosare în hol, au plecat deciziile spre oameni. Ce se întâmplă exact, ce trebuie să știm și cum trebuie să liniștim oamenii? Începând cu 1 septembrie, vor primi toți pensionarii acele pensii pe care sunt evidențiate pe deciziile trimise în ultimele două săptămâni de către Casa de Pensii prin Poșta Română. Aceste noi pensii, pe lângă pensia de asigurări sociale pe care au avut-o până acum și cuantumul calculat pe vechile decizii, vor avea și niște puncte de stabilitate pentru cei care au lucrat peste 25 de ani. Ele se evidențiază clar pe decizii, omul trebuie să se uite că scrie clar puncte de stabilitate acordate pe cei depășește 25 de ani și crește pensia cu aceste puncte de stabilitate sau rămâne în plată acea pensie care din calcul rezultă mai mică decât cea care are omul pe cupon. Ideea de bază a acestor decizii este că începând cu 1 septembrie, niciun pensionar din România nu primește pensie mai mică decât cea avută în plată. Nici cei care au indemnizație socială sub 1281 de lei și primesc 1281 de lei vor primi în continuare 1281 de lei, cât și ceilalți pensionari la care de pe decizia de recalculare rezultă o pensie mai mică decât cea avută în plată, rămân cu pensia în plată. Asta este mesajul de bază care se întâmplă cu decizia de pensie începând cu 1 septembrie 2024. Când intră în vigoare acele decizii? Aceste decizii intră în vigoare la 1 septembrie 2024 și începând cu 1 octombrie 2024, impozitul care se aplică pensiilor va fi diferit față de cel de până în septembrie și anume se vor impozita doar pensiile care depășesc 3.000 de lei. Acum se impozitează cele care depășesc 2.000 de lei, începând cu 1 octombrie se vor impozita cele care depășesc 3.000 de lei. Începând cu 1 ianuarie 2025 va fi indexată cu rata inflației și pensia socială minim garantată de 1281 de lei. Bun, cât despre alte situații, de exemplu dacă omului nu-i convine decizia respectivă sau consideră că este incorrectă, ce poate să facă? Ce îndemnați oamenii? Deci, în primul rând, eu îndemn pe oameni să-și verifice decizia pe care o primesc prin poștă, să o compare cu decizia pe care au avut-o anterior, iar dacă au nelămuriri cu privire la noua valoare, nouă punctaj, puncte de stabilitate și alte elemente care conține noua decizie de pensie, le recomand să vină la Casa de Pensii. Avem un ghișeu cu 4 oameni, o încăpere cu 4 ghișee, de fapt, în care se fac doar relații se dau relații doar în legătură cu aceste decizii. În plus, când este foarte multă lume, atât eu cât și colega mea de la Serviciul de Stabiliri Pensii, coborâm în hol și dăm relații oamenilor, astfel încât oamenii să nu stea mult la coadă să aștepte și oamenii să plece lămuriți. Dacă totuși se constată că în această decizie există o neconcordanță față de ceea ce au pe vechea decizie sau față de cuponul de pensie sau ni se pare nouă că nu s-a calculat ceva corect, îi punem să depună cerere de revizuire și într-un termen rezonabil o să le trimitem răspuns.